Bună, dragile mele! Vă spuneam că încerc aproape de fiecare dată când prin ceva timp să intru live cu voi și iată că dacă ieri m-ați văzut cu părul creț, acum vreau să vă arăt cam care sunt pașii pentru a-l întreține cât de cât sănătos și ce fac eu. Bineînțeles că fiecare dintre voi aveți soluții, aveți tabieturile voastre, unii cu gălbenuș de ou, alții, nu știu, cu ulei de ricin. Sunt foarte multe soluții, dacă aveți timp, e foarte bine să le faceți, dar printre voi sunt și persoane așa ca mine care n-au foarte mult timp la dispoziție să-și prepare măști, așa că se spală singure sau merg poate când au un eveniment, așa cum am eu astăzi filmare la un salon. Eu sunt aici la Helen Studio Salon și vreau să vă arăt cam cum fac eu. Deci, primul pas este șamponarea. Ia să vedem cu ce șampon ne dăm acum. Ia să vedem acum așa. Este șamponul, dă-mi-l mie așa să văd exact, să-l arătăm la cameră. Este vorba despre șamponul pentru păr gras, da? Cu propolis, cu mentă și cu salvie, fără lauril sulfat și fără etil lauril sulfat. Sunt acele substanțe de spumare și de curățare, dar care sunt nocive. Deci căutați șampoanele care nu conțin, scrie aici SLS și E și SLS, da? Deci căutați foarte bine pe etichetă să nu conțină această denumire. Ele sunt prescurtate tocmai pentru a nu înțelege noi muritorii de rând cam ce reprezintă aceste substanțe nocive. Deci e scris pe etichetă, de obicei foarte, foarte mic, SLS și SLS. Aceste două substanțe, deci etil lauril sulfat și lauril sulfat, sunt nocive pentru păr. Practic zice mie și ce, nu e nicio problemă. De fapt, de aici apar problemele gen dermatite, psoriazis, mătreață, mătreață uscată, ori mi se îngrașă foarte repede, ori se degradează, se tocește părul. Deci apar foarte multe probleme. Tocmai din acest motiv, căutați să alegeți produse fără aceste substanțe chimice de spumare, de șamponare. Am ales șamponul pentru păr gras pentru că în perioada aceasta cred că se confruntă mult cu această problemă. Corpul în perioada iernii și pielea în general are tendința de a produce foarte multă grăsime pentru că dorește să se apere, da? Deci mâncăm mai mult gras, mâncăm mai mult în general și eu am pus câteva kilograme în această iarnă. Este tendința corpului de a se apăra și de a-și crea singură imunitate și forță. Chiar dacă spitalele sunt pline și răcim cu o viteză galopantă, corpul nostru luptă. Și iată că produce grăsime, grăsime care apare și se vede și la nivelul firului de păr. Eu cel puțin am această problemă în perioada iernii, mi-a intrat un fir de păr în ochi. Așa. Bun. Salutăm Constantin Georgeta, ne salută, salutăm și noi. Alexandra Anduța este alături de noi. Și iată, șamponarea are loc chiar acum. Observați că acest șampon nu poți să zici că face o spumă exagerat de puternică, da? Nici nu este asta efectul și rezultatul și efectul scontat. Nu catalogați un șampon după câtă spumă face. Cu cât face mai multă spumă, cu atât principiile active sunt mai chimice, da? Că dacă ne aducem aminte, acel săpun pe care îl folosea străbunica noastră, da, era așa uleios, cleios, nu făcea deloc spumă și cât de bine făcea și cât de sănătos era părul pe vremea bunicii, străbunicii noastre, care folosea săpunul de casă, care folosea uleiul de ricin. Acum, sinceră să fiu, nici nu mai găsim asemenea produse, despre asta e vorba. Chiar îmi spunea bunica mea, păi pe vremea mea nu foloseam atâtea produse. Bineînțeles, pentru că produsele pe care le foloseau străbunii noștri nu erau pline de chimicale și toxice ca acum. Să luați un săpun acum din comerț și spălați-vă cu el chiar și pe mâini, să vedeți în ce hal poate să usuce părul și pielea în general. Dezastru!
Așa că nimic nu mai e ca pe vremuri, nici măcar legumele și fructele. Chiar vorbeam azi noapte pe WhatsApp cu Ani Crețu și vorbeam despre imunitate și îmi spunea că care legume și care fructe, despre ce vorbim? Zicem că mâncăm legume și fructe să fim sănătoși și de fapt ele sunt pline de pesticide și de chimicale. Așa că nu ne mai bazăm pe absolut nimic. Și încercăm să mâncăm sănătos, încercăm să ne întreținem pielea într-un mod sănătos. Dar trebuie să fii foarte selectiv și să știi exact ce cumperi și ce produs să aplici pe piele. Pentru că nu e de glumă. Noi am fost la un spa săptămâna aceasta în weekend la Athena și vreau să spun că mi-am făcut un gomaj acolo la spa, la cabinetul cosmetic al spa-ului și nu știu dacă se vede, deja mi-au apărut două bubițe. Ia să vedem dacă pot să vi le arăt. Uite, una și pe aici mai aveam ceva. Da, deci mi s-a iritat tenul, a doua zi eram deja cu semne. Ceea ce înseamnă că nu orice produs bun se potrivește oricărui tip de ten. Da? Dacă aveți un ten mai delicat, un ten mai sensibil, un ten cu probleme, aveți mare, mare grijă ce folosiți. Atât m-a preocupat subiectul ăsta, încât acum 18 ani, după ce am descoperit produsele Ardes care m-au tratat pe mine de acnee și știți povestea, mulți dintre voi, ce am făcut? Am șamponat, da? Că m-am luat cu vorba cu fetele și nu mai știu... N-am aplicat încă balsamul, da? Nu. Când îl aplicăm, ni-l arăt și nouă. Da. Ziceam că după ce am tratat eu problema mea și știți foarte bine că am avut acne ani mulți de zile, am făcut și un doctorat în erboristerie, adică m-am specializat pentru că nu poți să faci o afacere fără să fii specializat într-un domeniu. Și acum sunt în stadiul în care pot să vă recomand exact ce puteți să folosiți. Așa, acum urmează pasul 2 și anume crema regenerantă tricoactivă, adică această cremă pentru păr, care este 2 în 1, adică și balsam și cremă. Da, este cu sâmburi de in și cu aloe. Deci ea, practic, acum are dublu rol. Odată are rol de balsam, adică înmoaie părul, dar într-un mod natural, pentru că vă spuneam că are in și aloe, deci plantele întotdeauna n-au ce să facă rău, doar hidratează și hrănesc într-un mod echilibrat, pentru că sunt foarte multe produse care au substanțe nutritive, pe moment arată foarte bine și sunt foarte eficiente, îți lasă părul moale, poți să-l usuci ușor, poți să-l hrănești ușor, în schimb după două zile se îngrașă, ceea ce înseamnă că nu neapărat nu este clătit bine, dar este foarte gras pentru părul nostru, da? Deci are foarte multe substanțe nutritive. Hidratarea e foarte importantă pentru păr, mai ales pentru părul gras și mai puțin hrana sau dacă este să fie într-un mod echilibrat și natural, astfel încât să ajute părul și nu doar să-l îngrașe. Uite ce manevre se fac acum. Vă spuneam că am avut părul creț în weekend și părul creț știți foarte bine că nu se piaptănă zilnic pentru că nu mai rămân buclele frumoase, așa că nu m-am pieptănat de sâmbătă sau de duminică, nu mai știu. Oricum, nu m-am pieptănat și atunci automat firele care cad în mod natural prin pieptănare, de data aceasta nefiind eliminate, cad acum. Deci dacă aveți părul creț, să nu vă speriați dacă la spălare vă cade mai mult păr. E normal, nu l-ați pieptănat în fiecare zi și atunci el cade acum. Uite să vedem cine ne mai salută. Cristina, Luminița, Dan, Daniela, ce șampon este? Este șamponul pentru păr gras de la Ardes, dar în funcție de problema pe care o ai, îți pot recomanda ce fel de șampon poți să folosești. Larisa Mari ne salută, un șampon pentru căderea părului. Poți să-mi scrii mesaj privat sau mail pe oana@ardes.ro și îți răspund negreșit cu schema de tratament pentru tine. Da, produsele folosite acum sunt Ardes, Cristina. Așa.
Ne salută și Daniela Stan. Vă spuneam că părul poate să fie degradat și din cauza faptului că am purtat căciuliță și din cauza faptului că luscăm cu fân sau cu placă sau cu peria rotativă. Deci sunt foarte multe motive și dacă tundem puțin vârfurile, poate fi o soluție, dar nu întotdeauna este cea potrivită. Vă rog tare mult să alegeți produse cu principii active naturale și să vă uitați bine, bine pe etichetă. Și conservanții, dacă pot fi naturali, ar fi ideal. Noi folosim, de exemplu, conservant din grapefruit. Este absolut genial. Ne spune Andreea, nu, ți-am scris de 3 ori, nu am primit niciun răspuns. Mesaj privat sau unde ai scris? Probabil că n-ai intrat. Chiar te rog să-mi scrii din nou. Sau, uite, altă variantă. Poate avem o problemă în comunicare pe Facebook. Îți dau mail-ul meu, Oana Arond. Ardes.ro. Da, poți să-mi scrii. Sau poți să-mi scrii pe www.ardes.ro. Am acolo un chat, da, deci online, vă răspund în timp real. Sau la sfatul specialistului, tot pe www.ardes.ro. Sau pe blog, pe oanaturcu.ro. Deci avem multe modalități de comunicare. Lili Mocanu, salutări și ție. Cristina, și eu am părul crez și e foarte aspru. Păi asta trebuie să faci, să folosești un șampon regenerant, mineralizant, un șampon pentru părul degradat și subțire. Dacă nu ai problema asta pe care o am eu acum și anume părul gras. Și apoi să folosești crema pe care am folosit-o și eu acum, crema regenerantă tricoactivă. Și îți mai dau un pont imediat, pentru că după ce clătim bine, bine crema, observați că o clătește destul de bine, da? Se mai poate lăsa un pic pe lungimi, dacă vrem, dar important e scalpul să fie clătit bine. Dacă aveți timp și puteți să stați 10 minute cu această cremă pe păr, ar fi minunat, pentru că aia să acționeze și mai bine. Noi nu avem foarte mult timp acum, dar ideal ar fi această cremă pe care am aplicat-o acum să o lăsați 10 minuțele pe păr. Da. Acum ce facem? Îl ștergem. Da, și punem fiola. Sper că nu mai dai răceală. Nu. Nu? Nu sunt răcită. Așa, și să vedem ce facem acum. Ia. Așa, acum aplicăm fiola anticădere. Da, Kerafil. O să vă arăt imediat. Este tratament tricologic tonifiant pentru părul, pentru revigorarea părului degradat și subțire. Deci, practic, la fel avem două... Ia să vedem și fiola, arată puțin fiola. Da, e mare. Sunt... 5 ml parcă. Ia vezi, 5 sunt. Câți mililitri sunt? 5. 5 ml. Nu, 10 ml. 10 ml, mamă! Înainte era 5 ml și iată, la același preț acum avem 10 ml. Da, ia uitați-o. De ce fiolă de 10 ml? O, ce bine! Cu care facem masaj. Deci ea are dublu efect. Anticădere păr. Cui nu-i cade părul? Să ridice mânuța sus, vorba lui Tudor. Așa, deci e și anticădere păr și specială pentru părul degradat, uscat, subțire, da? Ce înseamnă când te mănâncă nasul? E bătaie? Sau ce se spune? Da, super masaj. Așa, și această fiolă o lăsăm pe păr. Da, mă bucur. Îmi scrie Cristina și Mihaela.
Dacă tot mergi la coafor, ar trebui tu așa să ții ochii închiși, să te relaxezi, să te bucuri de masaj. Ar trebui să mă apuc și de masaj corporal. Nu am mai fost de foarte mult timp la masaj. Sunt ca cizmarul cu pantofii rupți. Am creme acasă și doar le aplic așa din când în când, dar masaj profesional n-am mai făcut de foarte mult timp și chiar e cazul, pentru că te simți cu totul altfel după un masaj. Dar dacă îl mai și faci cu produse specifice problemei pe care o ai, adică faci un masaj anticelulitic, masaj pentru suplețe, pentru tonifiere, pentru antivergeturi, deci chiar e absolut minunat. Cine poate, recomand din tot sufletul să-și facă masaj, cine are timp, cine are bănuți sau măcar să-și facă masaj singură. Așa, și acum mergem către zona în care ne coafăm. Să vă arăt și ce chinie cu uscatul părului. Chin la modul frumos. Că doar nu ne pune nimeni, nu vrem noi să-l uscăm la modul ăsta, adică să-l întindem. Dar mâine am emisiune cu Claudia Ghițulescu și știți că am și eu țăcănelile mele, vreau să fiu întotdeauna cu părul drept la filmări. Așa, încercăm să-l descurcăm ușor încât să nu rupem părul. Descurcă foarte ușor, va fi o greșeală. Da? Să-l descurcăm, apoi uscăm o șuviță ca să vedeți cam cât de chinuit este. De ce cu părul drept? Pentru că chiar așa, de ce? Așa îmi place mie. Știți cum e, întotdeauna îți place ce nu ai. Pentru mătreață, Andreea, avem șamponul antimătreață. Și aici avem două variante, pentru mătreața uscată și pentru cea umedă, deci cea care rămâne practic în păr umedă și cea care cade, cea uscată, care se vede pe bluzele negre. Și dacă îmi scrii un mesaj privat, îți răspund și îți dau și link-uri la produs. Și scrie exact ce trebuie să faci, cam ce fac și eu, asta trebuie să faci și tu, adică un șampon potrivit părului tău, apoi loțiunea anticădere păr cu Serenoir Repens, care este absolut extraordinară și pe care îți recomand să o folosești în fiecare zi. Bărbații care au calviție trebuie să o folosească de 2 ori pe zi și să maseze scalpul cu această loțiune cu Serenoir Repens, adică palmier pitic. Ajută foarte, foarte, foarte mult și este și pentru femei și pentru bărbați. Fetele te așteaptă să începi uscarea, să știi.
Da, acum ce facem? Parți părul, nu? Da. Facem cum arată lateralele, ca să nu facă cel mai repede. Cam ce chin e. Șamponul pentru păr degradat și subțire, crema regenerantă psicoactivă cu argan și fiolele pentru păr degradat, Angelica. Da, așa e, are foarte mult de sărit. Asta și spuneți, dacă nu ar fi tratat foarte bine părul și n-aș avea grijă să folosesc produse bune, bune însemnând naturale și care să facă să fie sănătos, ar fi dezastru, adică m-ați vedea fără păr pe cap, efectiv. Asta am și vrut să vă arăt, deci îl ținui foarte mult, el suferă foarte mult pentru că în fiecare săptămână fac lucrul acesta, aproape la câteodată și la 5, la 6 zile. Și cu toate astea, iată și cine a venit, doamna Elena Oseacă. Bună ziua! Doamna este profesor stilist, este profesor internațional cu școală de stiliști la nivel internațional și are aceste două saloane, chiar în piața Hristo Botev, aici în centrul Bucureștiului. Și mulțumesc că are răbdare cu mine. Exact. Și de mine la fel, multe coafeze au fugit de-a lungul timpului. Dar mai e câte o colegă care mă suportă. Și Mihaela mă face de fiecare dată cu multă răbdare la celălalt salon de vis-a-vis. Și doamna Elena Osea, care grijă de culoare și combină culorile cu să iasă exact ce vreau eu. Și eu îl mai usc cu difuzorul, sau mai bine zis îl uscam până în 20 de ani, doar așa umblam cu părul uscat cu difuzorul sau natural. Mi-aduc aminte că puneam apă cu lămâie, făceam așa o combinație de apă cu lămâie sau bere, puneam pe păr și apoi lăsam să se usuce natural. Erau tot felul de trucuri pe vremea tinereții noastre. Adică acum 24 de ani. Uite, mai sunt aici persoane care mi-au întins părul de-a lungul timpului. Andrei se uită acum la noi. Salutăm. Cristina ne spune și eu 10 ani l-am coafat tot timpul. Vezi? Asta e. Dacă tot vrem să-l coafăm, măcar să-l tratăm cu produse care să-l facă să rămână sănătos. Bine faci că-l lași crește. Uite, ne spune Angela că n-ai făcut foarte bine vârfurile. E coafeză și spune despre ce vorbește. Uite, înainte de a-o întreba pe colega noastră care ne ajută, îți spun că ea mai revine la final de vârfuri, nu?
Uite, le mai iau o dată, pentru că știu cum lucrează de obicei. Deci mai ia vârfurile încă o dată, face 2-3 șuvițe, iar mai ia vârfurile, nu? Așadar, aștept mesajele voastre în mesaje private aici pe Facebook sau mail oana@rondardes.ro sau puteți să sunați chiar și la showroom-ul nostru 021-313-6077 sau să scrieți pe www.ardes.ro, este mesaje online sau la sfatul specialistului sau pe blog pe oanaturcu.ro. Deci avem foarte multe posibilități pentru a interacționa. Eu am o obsesie să uscăm partea asta pentru că se vede cel mai mult și dacă rămâne, dacă se usucă, nu se mai îndreaptă. Dar facem partea asta, te las cum vrei tu și revenim. Ce ziceți? Întrerupem live-ul și aștept mesajele voastre în timp ce continuăm procesul de închidere. Eu promit să vă răspund la mesaje, da? Facem așa. Închidem și îmi scrieți chiar acum, bine? Ia să vedem dacă sunteți de acord, să-mi scrie cineva dacă e de acord cu propunerea mea. Uite, spune Angela, nu trebuie să revină curcătorul pe meșa deja uscată. Nu e uscat la maxim, răspund. Dar chiar că nu e uscat la maxim, mai dreptate. Andrei zice că nu, mai vrea să stăm în live. Bine, Andrei, atunci pune-ne o întrebare, întreabă-ne ceva ca să-ți răspundă. Toate bursele pe care
le aveam strânse la pușculiță la facultate, plus salariile, ultimele salarii ale părinților ce-și mai adunaseră și ei, salariul de merit al părinților care erau și sunt profesori. Da, deci am făcut chetă și am făcut primul import, așa a fost începutul. Vindeam produsele în saloane și în farmacii. Asta până când am ajuns să avem magazinul online și să putem să avem contact direct, adică să le cumpărați exact cu preț de importator, fără adaugiri, pentru că asta e important. Și zic eu, mi se pare o chestie extraordinară, faptul că putem cumpăra pe un magazin online direct de la importator, avem un preț mai bun decât să luăm din farmacie, unde clar, vă dați seama, că spun adaugiri de 50-60%. Da, facem cu șampanie, sigur că da. Ce frumos! Da, se găsesc, Cristina, în Italia produsele, se găsesc în spa-uri, în centru de frumusețe. Mai puțin există posibilitatea în Italia de a le cumpăra direct de la fabrică și le găsești în centru de frumusețe. Ele se folosesc în centru de frumusețe, dar acelea care sunt în spa-uri, deci bazate pe natural, pe bio, acolo e cu totul alt concept și există mare respect și admirație pentru produsele de calitate bio. Se pune mai puțin preț pe produsele comerciale cu foarte multă reclamă și se merge pe calitate foarte mult. Pentru mătreață, recomand șamponul pentru mătreață. Acum depinde dacă aveți mătreață uscată sau mătreață umedă. Da? Și vă scriu într-un mesaj privat, exact ce ați putut să folosiți, trebuie să-mi scrieți. Mulțumesc frumos, Andrei! Și aranjate și pe schemele de tratament. Acolo găsiți exact tot ce vă doriți, da? Pentru orice fel de problemă. Meri ne pupă. Bună ziua, ce faceți? Bună ziua! Deci aștept mesajele private, da? Vă rog frumos! Uite, eu aseară mi-am făcut manicura singură. Ce zici, ce notă îmi dai? Îmi dai 10? Da, îmi place să-mi fac manicura singură, adică manicura. Mă rog, îmi tai puțin unghiile, că nu-mi place deloc să le am lungi. Mi le pilesc. Da, și apoi mă dau cu puțin lac sau mătă. Mulțumesc pentru feedback. Da, așa este. Tu ai lucrat cu produsele și chiar știi exact ce efecte au pe părul meu. Asta este diferența. Eu prefer să folosesc produsele Ardes, care mă pot ține o săptămână cu părul necoafat, adică nu se îngrașă. În schimb, dacă se întâmplă să merg într-un loc și să nu am produsele la mine, părul arată bine pe moment, dar mi se îngrașă imediat sau nu se așează bine
dacă m-a prins puțin umezeala sau se întâmplă ceva, imediat mi se încrețește, adică e foarte bine să folosești produsele potrivite. Dana, te rog să-mi scrii mesaj privat, pentru că vreau să-ți fac o schemă personalizată pentru creșterea părului. Îți recomand loțiunea anticădere păr cu Sereno Repens. Florida, gata, vacanța la Atena, am stat doar 2 zile, am ajuns sâmbătă, am stat sâmbătă, duminică și luni am plecat, pentru că domnul Branco are emisiune în fiecare zi în timpul săptămânii. Da, da, a fost foarte frumos. Dacă n-am fi fost într-un concediu organizat, am fi pierdut foarte mult, dar așa am mers la sigur. Totul a fost pus la punct și am spus unde să mergem. Data mi-a scris mesaje private, m-a apucat de treabă, vă răspund cu schemele personalizate, cu link-uri către magazinul online, încât să vă fie ușor să comandați dacă doriți să vă luați ceva pentru firul vostru de păr. Hai, așa facem, vă pup pe toți. Scrieți un mesaj privat și vă răspund imediat, da? Până terminăm lucrarea, vă și răspund. Să aveți o zi frumoasă, pa, pa!